Ne aflăm în atelierul artiștilor vizuali, Ramona Slung și Mihai Chițu. Aș putea spune că ne aflăm într-un spațiu sacru, pentru că artistul, atunci când creează, este demiurg. El creează o lume, o lume a frumosului, o lume în care el, de fapt, a furat o clipă eternității, o clipă care a devenit eternă. Ea însăși. Dacă priviți în jur, înțelegeți lesne că artiștii despre care vorbim au o mare forță de expresie. Sunt de o înaltă ținută artistică. Numai că se întâmplă ca ei să nu prea expună aici, în Curtea de Argeș. Tocmai s-au întors de la o expoziție din Paris. Însă sunt legați de Curtea de Argeș și sunt legați de Curtea de Argeș mai ales din dragostea pe care o au față de copii. Ramona conduce un club de artă pentru cei mici, dezvoltându-le dragostea de frumos, dezvoltându-le sensibilitatea artistică, dezvoltându-le bunul gust. Iar acest club ne-a pregătit o surpriză. Tocmai despre această surpriză ne va povesti Ramona. Da. Frumoasă introducere, mulțumesc. Da, pentru se apropie sâmbătă vom avea vernisajul acestei expoziții, expoziție care cuprinde icoane pe sticlă. Este o expoziție dedicată picturii pe sticlă, o tehnică care mie îmi place la nebunie, sunt atașată de ea, mai mult decât pentru subiect, pentru tehnică fac lucrul ăsta. Încă din facultate știu că am pictat foarte mult pe sticlă cu profesorul meu. Am făcut niște cursuri special pentru realizarea acestor icoane în martie și aprilie, adică destul de recent. Lucrările încă nu sunt gata și suntem pe ultima 100 de metri cu aranjarea lor, doar că surpriza acestei expoziții este că am invitat încă 4-5 profesori cu elevii lor să ia parte alături de noi la expoziție. Adică am înțeles că mai sunt alte cluburi din țară, da. Cluburi conduse de artiști vizuali. Cluburi sau chiar școli. Avem seminarul de la Râmnicu Vâlcea, două școli din Pitești, cu un profesor care face icoane pe sticlă foarte frumoase, de aia le-am și selectat pe el. O școală particulară din București, condusă de Maria Cioată. Și cine mai e? Și un club de arte de la Drăgășani cu Irina Ionescu, un artist tot ceramist, ca și Maria. Deci s-au adunat aici lucrări din multe locuri din țară? Și vârstele sunt foarte variate. Chiar îmi propuneau să facem o expoziție cu premii și am zis nu ai cum să pui în balanță, știi că nu avem niciun premiu. E de drag. Sunt de la grădiniță. E un cadou. Da, e prima dată când se întâlnesc cu tehnica, deci vă dați seama că sunt la început și sunt lucrări ale celor de la liceu, de la seminar, care fac asta. Deci este o expoziție pentru sărbătorile pascale. Pentru sărbătorile pascale. Temele alese sunt... de la Buna Vestire, care tocmai a fost, așa pentru mame, să zicem, și pentru primăvară, și temele pascale, cu răstignirea, Sfântul Gheorghe, în fine. Deci sunt adunate aici multe stiluri, multe vârste, dar ce e important, și copiii din Argeș sunt artiști, pentru că Ramona a făcut cu foarte mare drag pentru ei și de fapt pentru ei este această expoziție, pentru argeșeni, pentru familiile lor și pentru alți copii, pentru că sper că nu or să vină doar copiii artiști, ci or să vină și cei care îi susțin. Și cei care îl susțin, bineînțeles, și prietenilor. De fapt,
De când ne-am mutat în Curtea de Argeș, pentru că noi avem o asociație cu care facem proiecte culturale sau artistice, expoziții, rezidențe, în Curtea de Argeș ne-am axat mai mult pe aceste proiecte educative, pentru că, în primul rând, a trebuit să ne creștem un public. Adică să le educăm. Arta, da, da, să educăm pentru arta contemporană. În Curtea de Argeș. Pentru că, da, se creștem educăm odată cu noi. Așa. Începem prin a educa și vom avea. Vom ajunge, da, să avem și susținători sau public pentru proiectele viitoare. Deci este foarte interesant modul tău de gândire, pentru că vezi și în perspectivă și da, peste câțiva ani ce se va întâmpla și da, sperăm cerul ca nostru în viitor să avem un public educat, acești mici copii care acum pictează, deci nu, își dezvoltă bunul gust, simțul estetic, da, și ei vor fi publicul viitor. Am mers foarte mult pe parteneriate între muzeu sau bibliotecă sau școli chiar, pentru că țelul nostru e să aducem un pic cultura în prim plan și arta și să o scoatem din muzeu și privitul, cum să zic eu, aducem foarte rapid, noastră, foarte rapid treci. Eu spui că nu mă interesează, nu mă pricep. Din potrivă, da, arta este făcută pentru oameni. Pentru oameni, pentru a sta, a zăbovi în fața ei, chiar dacă nu înțelegi la prima citire. E, asta încercăm noi să facem, să poată să zăbovească și să își găsească tot timpul lucruri pe care să le observe în lucrare. Bineînțeles că și dacă atunci acum pictează, deci învață să picteze, el normal că da, a învățat și niște teorie și știe ce să caute când va fi mai adult. Mai mult decât asta, noi am programele noastre sunt un pic interdisciplinare și încercăm să facem legătura. Mie asta mi-a lipsit până la urmă și simt că asta vreau să transmit eu copiilor mei și altora. Legătura între arte asta vreau să le arăt. Nu, arta, artiștii nu sunt niște oameni veniți, nu sunt extraterestri, rupți, da, și vin și fac ce e arta, știi, nu știți cu ce se mănâncă. Sunt prieteni cu cei care scriu poezii, sunt expun alături de ei, de cei care cântă și așa mai de departe. De beletristică, da, de literatură, da, sunt niște legături firești, da, pe care trebuie, da, educate. Trebuie educate, exact. Păi atunci vă așteptăm la vernisaj, sâmbătă, la ora 1, după masă. La Muzeul Municipal Curtea de Argeș. Să nu uităm și locul. Da, și sper că veți veni în număr mare. Da, vă așteptăm.